iată ne-a ajuns și la capătul sudic al Văii Superioare a Prahovei, în Comarnic, la biserica cea mai mare din această întinsă localitate, că este foarte întinsă, cred că este cea mai întinsă localitate din toată Valea Prahovei. Are multe cartiere, toate similare cu mici sate. Suntem la biserica din Vatra Sat. Aici este centrul, de fapt, al Comarnicului. Biserica este monumentală, este foarte mare. La un moment dat se spunea că este chiar mai mare decât cea precedentă la care am fost noi la Sinaia, la acea catedrală a Bucegilor. Sunt tot felul de întreceri între Comărniceri și Sinaia, că biserica de la noi este mai mare decât biserica de la cei din Sinaia. Important este peste toate credința și apoi dimensiunea unei biserici. Ați văzut și la Schitulespes din Posada, o bisericuță mică cu mult farmec, cu un farmec aparte. Haideți să începem cu această biserică, cum spuneam, îi spune Vatra Sat și denumirea locului semnifică faptul că aici ne aflăm în locul de naștere a localității Comarnic, în Vatra Satului, cum se numea. Biserica pe care o vedem aici este o ctitorie destul de recentă, de pe la început de secolul 20. Înainte de ea, tot pe acest amplasament, a fost ridicată o altă biserică, tot de piatră. La 1815 a fost această inițiativă de ridicare și ctitor a fost Grigore Brâncoveanu, ultimul descendent pe linie masculină din familia Marlui Brâncoveanu. Biserica pe care l-a ridicat-o nu se mai păstrează astăzi. Are o poveste un pic cam tristă, în sensul că pe la 1900, fiind destul de mică, enoriașii și oamenii locului au considerat că trebuie mărită. Și atunci moștenitorii lui Brâncoveanu, lui Grigore Brâncoveanu, familia Bibescu, s-au opus demolării. Enoria și-au trecut la treabă împreună cu preotul paroh și-au ridicat biserica pe care o vedeți în jurul acelei biserici. 5 ani mai târziu au fost de acord și cei din familia Bibescu să demoleze biserica veche și să ajute la ridicarea acestei biserici pe care o vedem. Drept mulțumire, George Valentin Bibescu și soția sa Marta Bibescu, celebra Marta Bibescu, sunt zugrăviți în biserică. Biserica la acest moment este închisă, suntem destul de târziu în fața ei. De asemenea, cum spuneam, apar pictați în biserică regele Carol I și soția sa, regina Elisabeta. Să ne apropiem puțin, să ne continuăm drumul și spre monumentul eroilor care se află în apropiere, povestind în același timp tot despre biserica de aici. Mare parte din Comarnic, în jurul anului 1900, era sub influența economică, evident, a acestei familii Bibescu, care deține aici fabrici, tot felul de întreprinderi, de ciment, de lemn, de cuie și așa mai departe. Prin urmare, această familie avea un mare cuvânt și o mare influență asupra comunității. Iată totuși că enoriașii, unindu-se, au construit o biserică în jurul bisericii vechi din 1815. Am putea vorbi, deși mai este de cercetat pe partea aceasta, că înainte de această biserică a fost evident o ctitorie brâncovenească, un lucru care nu este cuprins în nicio carte și niciun istoric al acestui loc de cult. Aici este un mic monument închinat eroilor comărniceni căzuți în primul război mondial. La Schitulespes, unde am fost, era o altă parcelă, tot dedicată eroilor, doar că acolo erau cruci și atât. Cenotafe, nu erau eroi mormântați acolo, pentru că eroii au murit în al doilea război mondial în Rusia și n-au mai putut fi aduși în țară. Prin urmare, familiile le-au ridicat doar cruci pe care au gravat numele și atât. Nu se regăsește altceva. Spuneam că la început de secol, la 1900, s-a ridicat această biserică înconjurându-se cu ziduri, o biserică mai veche de la 1815. Chiar și așa, acest loc în care ne aflăm nu este primul pe care s-a aflat o biserică din Comarnic. O altă biserică a coexistat un timp cu aceea brâncovenească și se afla aici pe un deal și era din lemn. În 1810 acea biserică încă mai exista, nu se cunoaște exact când s-a demolat, dar la 1895 s-a ridicat un monument pe locul acelei biserici. La fel, acest aspect este cunoscut doar de localnici. Vom merge imediat de aici până în acel loc, unde vom vedea acel monument. Este într-un spațiu închis, 20 de metri, 30 de metri pătrați. Biserica era din lemn și era o ctitorie foarte mică. Pe la 1750 a exista. La 1810 este ultima ei atestare, după care se presupune că undeva pe la 1815-1820, când se ridica biserica din zid de aici, de Grigore Brâncoveanu, atunci a și fost demolată sau arsă, nu se cunoaște acest lucru. Lipsesc multe pagini de istorie locală din această vale a superioară a Prahovei. Cândva cineva va trebui să alcătuiască o carte destul de stufoasă despre tot ce s-a întâmplat în această zonă, de la Comarnic până la Predeal,
toate aceste localități fiind unite la un moment dat și evoluând de la 1900 încoace separat, dar în rest sute de ani au avut cam aceeași istorie. E, și iată că am ajuns și la ultimul punct de pe hartă, în care tot Adrian o să ne spună de ce ne oprim și de ce finalul este aici și ce se află în spatele nostru. Așadar, despre ce e vorba? Păi suntem la ultimul obiectiv al zonei noastre, de pe Valea Prahovei, ultimul obiectiv din partea sudică, dinspre București, că ultimul obiectiv din partea nordică este la Predeal. Și suntem, cum spuneam mai devreme, pe locul unde a existat o biserică de lemn, prima biserică a Comarnicului, atestată pe la 1750. Și vorbim de 1750 ca dată certă, oficială, cum ne spun documentele, pentru că este evident că Comarnicul, înființat pe la 1500, avea o biserică pe atunci, dar nu s-a păstrat ea fiind din lemn. Dar la 1750 se știe că aici era o biserică din lemn, care și la 1810 a fost atestată și presupuneam noi mai jos că a fost demolată undeva pe la 1815-1820 sau s-a întâmplat ceva nefericit cu ea. Pentru a nu se uita că aici a fost o biserică, în 1895, pe 10 mai, localnicii, probabil cei care locuiau în această zonă, au ridicat acest monument frumos, care amintește de acea biserică din lemn de altă dată. Vedeți că au păstrat diferite cruci de piatră, mai jos este un mic cimitir. Vedem și un portret acolo, da, o icoană fereastră. Cam, o icoană? Da, o icoană mai ștearsă. Mai... Da, ok. Inscripții care se mai văd cu cei care au ridicat monumentul, spune așa, aici a fost fostul altar al primei biserici din Comarnic, 1895 mai 10. Pe partea cealaltă sunt și ctitori. Din păcate, acest monument, așa cum îl vedeți, deși îndeplinește criteriul vechimii, nu este declarat monument istoric și evident noi vedem o amprentă, așa cum noi ne uităm acum, vedem o amprentă a fostei biserici, a fundației. O fundație, o biserică mică, evident, s-au făcut cercetări arheologice în acest loc. Cum spuneam și mai devreme la biserica de mai jos, din Vatra Sat, mai sunt încă multe episoade de adunat și de strâns într-un tot și ca cineva să redea într-un final o istorie cât mai completă a Văii Superioare a Prahovei. Tot din acest loc, nu l-am ales întâmplător ultimul, toamna se vede până dincolo de Câmpina. Vă imaginați că în acele vremuri, când s-au ridicat aici prima biserică, se vedea mult departe și nu erau atâtea construcții cum vedem noi aici. Și dacă ne vom muta mai spre dreapta mea, vom vedea Valea Prahovei până departe. Există tot felul de relatări, cum că în trecut Valea Prahovei nu era atât de împădurită cum este acum, vedem până departe, în îndepărtarea. Da, pe acolo ar fi Sinaia undeva, unde sunt acei nori negri. Iată că acest spațiu comărnician, că suntem la Comarnic, este bine întreținut, iarba este cosită periodic, s-au plantat copaci aici fructiferi, în spatele nostru un vișin. Să sperăm că cineva cândva va decoperta această zonă, va păstra monumentul și va face săpături pentru a vedea ce se află aici, pentru că evident cine a ctitorit-o poate fi înmormântat aici, așa se proceda în trecut. Preoții care au avut grijă de această biserică automat aveau mormintele pe aici, pe undeva. Sunt multe de făcut, multe de văzut. Să sperăm că până acest serial, acest reportaj, noi am pus o pagină la această carte care se va scrie cândva sau ce va fi ea la un moment dat. Și totodată ceea ce analizam este și un apel la conștientizare, nu doar la vizitare, adică avem atâtea lucruri frumoase de văzut, mai trebuie să le și le păstrăm fiecare în parte, pentru că vedeți aici totul este împrejmuit, dar totodată accesibil. Adică noi am tras un mic zăvor și am intrat. Oricine poate face la fel și cred că principala condiție de acces aici este să ai cei 7 ani de casă, bunul simț, să respectăm locul și pe cei care îl întrețin. Cred că acesta este mesajul de final al nostru și al meu, adăugat cu mulțumiri față de echipa care realizează astfel de reportaje. Faceți o treabă excelentă. Nu știu, să sperăm că vom conștientiza pe cât mai mulți din această țară și vom realiza și alte lucruri sau veți realiza alte lucruri la un nivel mult mai mare. Vă mulțumesc că mi-ați dat această ocazie de a fi alături de voi în acest reportaj pentru viitor. Și noi îți mulțumim. Și să ne revedem oricând sănătoși la alte episoade, la alte întâlniri. Mai sunt Munții Bucești cu poveștile lor. Cimitirul din Sinaia. Cimitirul din Sinaia, da. Da, mai sunt și alte povești. Puțin. Da. Da. Cine știe ce ne mai oferă viitorul, vedem. Bunul Dumnezeu. Așteptăm să ne pregătești materiale, că nouă ne place să venim și să le punem pe internet. Bine. Mulțumesc frumos.
Te salutăm și îți mulțumim. Mulțumesc, la revedere. Stop. Nu uitați să scrieți în comentarii care sunt locurile care vă plac cel mai mult. Iar noi aici, după cum vedeți, suntem pe un platou, vedem o mică parte din Comarnic, pentru că Adrian a spus că e foarte mare, se întinde... Mult mai mult decât orice localitate din Valea Prahovei. Da. Acolo e doar un mic cartier, Ghioșești. Deci o priveliște minunată. O parte din cartierul Ghioșești. Cartierul Ghioșești mai este încă pe atât mai încolo, mai spre nord. Așa că comentați și continuăm.